Hai, salut, eu Săracu și bine v-am regăsit la un nou episod din Last Day on Earth. Astăzi avem o grămadă de chestii mișto de făcut, mai exact vom merge la sector 7, care este faza de testare a multiplayer-ului, vom face câteva upgrade-uri la casă și vom construi încă un stand pentru arme, exact ca asta care e aici în spatele meu. Pentru cei care nu știți, multiplayer-ul este momentan în faza de testare, deci practic este implementat în joc, doar că este available pentru foarte puțin player, pentru că este foarte scump să intri în sectorul 7, da, sectorul 7 fiind partea asta de multiplayer. Momentan se fac doar teste pentru serverele de Last Day on Earth și chestii de genul ăsta. Noi o să mergem acolo și o să vedem, o să vedeți că este foarte, foarte scump ca să puteți să intrați în sectorul 7, ca să puteți să accesați multiplayer-ul, dar eu am primit toate chestiile de care am nevoie, le-am primit de la developerii jocului pentru că le-am cerut toate chestiile astea. Am vrut să vă arăt și vouă care e faza cu multiplayer-ul, asta ca să nu trebuiască să-l deblocați și voi, pentru că momentan nu sunt prea multe chestii de făcut în sectorul 7. Basically, din câte știu eu, e prima dată când ajung aici, dar din câte știu eu, o să primesc un fel de armură, un power suit sau ceva de genul ăsta. Și o să avem acces în tot sectorul ăla și tot ce o să trebuiască să facem este să ne plimbăm pe acolo și, bine, putem să vorbim cu alți player, ne putem întâlni pe acolo și cam atât. Și trebuie să adunăm niște chestii care sunt pe hartă, după care o să primim un... Ok, astea sunt chestiile. Mamă, uitați-vă și voi cât de scump e, e incredibil de scump, pur și simplu. Ok, dar eu am tot ce-mi trebuie, așa că hai să le scoate repede de tot. De unde ar fi? Cam de aici, de la aluminium wire. Ok, și le scoatem pe toate. Bine, cât ne încape în inventar și le punem repede de tot acolo și deschidem... Ok, inventory is full. Mulți dintre voi mi-ați zis că, Racule, decât să deschizi bunkerul, mai bine păstrezi toate chestiile pe care le-ai primit de la developeri și îți face seedbet-ul și pur și simplu le păstrezi, pentru că sunt foarte valoroase toate chestiile astea. Dar treaba e că, nu știu, nu prea vreau să fac, gen, vreau să fac legit toate chestiile pe care le-am făcut, adică nu pentru că am primit chestii de la developer în cheat, așa că... O să păstrez, adică nu, electronic circuit și de astea, eu deja am 4 electronic circuit și vreau să le păstrez pentru acid bet, ok? Deci mai trebuie un singur electronic circuit și termin acid bet-ul legit, da? Deci nu primite de la developer și chestii. Ok, electronic circuit, copper, aluminium și iron plate și cred că am, nu, și wiring, ok, și asta ne mai trebuie. Și putem să deschidem terminalul, presupun, putem să deschidem sectorul, fraților. Și o să vedem ce e pe partea cealaltă. Probabil mulți dintre voi nu știți, pentru că pe live-ul de, teoretic, ieri, nu știu exact când apare episodul ăsta, dar ieri am făcut un live și mulți dintre voi nu știați de treaba asta cu multiplayer-ul care s-a adăugat și chestii. Finalize, ok, bun. Și putem să intrăm în sectorul 7 și aici ar trebui să avem, uitați-vă și voi, avem o armură gigantică. Și nu putem să trecem de ușa asta până nu... E ceva după ușa cealaltă. Ok, asta e... asta e un costum ca să pot să iau armura gigantică, am înțeles, ok. Și acum pot să iau... uitați-vă și voi, sunt gigantic, sunt epic, pur și simplu. Bun, și acum hai să intrăm în sector. Mamă, cum se deschide, yo, cât de tare. Și basically, acum suntem în multiplayer, bine, după ce se încarcă o să fim în multiplayer. Wow. Ok, și s-a deblocat, ne-a deblocat practic... E sectorul și putem să mergem în zona asta. E cu roșu, nu se știe nimic. Threat, wood, stone, absolut nimic. Din câte știu eu aici, nu sunt zombie, sunt doar player, pur și simplu. Din nou, e faza de testare, nu ăsta o să fie multiplayer-ul. Acum doar testează serverele să vedem... ce? Interface of power armor loading. Ok. Ok. Practic acum mă conectează pe server sau ceva de genul ăsta, nu știu exact. Presupun că asta se întâmplă. Mă conectează la server și o să putem să ne întâlnim cu alți player. Nu știu cât o să dureze chestia asta. Ok, se pare că deja au ceva probleme cu serverul, pentru că am încercat de foarte multe ori să mă conectez și a trebuit să dau restart la joc ca să pot intra, holy shit. Și sunt în sectorul 7 și teoretic pe aici ar trebui să fie player și chestii. Bun, nu știu exact ce trebuie să facem, nu știu care e treaba. Uitați-vă că ăsta ar trebui să fie player. Paul, ok. Sunt curios dacă răspunde cineva în română. O să zic salutare. Salutar. E, come on. Bun. Salutare. Sunt curios dacă o să-mi răspunde cineva, dacă e vreun român. Sunt foarte mulți playeri români, deci presupun că... sunt curios. Chiar sunt super curios dacă o să-mi răspunde cineva în română. Ok, și de ce... Bun. E bine. E de bine. Mă, dar noi ce putem să facem aici? Știu că pot să-mi iau un quest de undeva, dar nu știu exact de unde și cum. Poate trebuia să iau quest-ul înainte să vin aici sau... chiar I don't know. Nu știu care e faza exact. Nu pot să-mi accesez, ok, nu pot să-mi accesez inventarul, nu prea pot să fac, nu pot să lovesc, nu prea pot să fac nimic.
Pot doar să mă plimb. Știu că era un quest pe care trebuia să-l iau și l-aveam de îndeplinit. Ok, ambulanță, gen direct în pământ. Am înțeles. Deci momentan pot doar să mă plimb. Sunt o grămadă de playeri aici și ăștia sunt playeri reali, sunt playeri adevărați, da? Pentru că cei cu care mă întâlniți prin păduri și chestiile astea sunt doar AI. Acum par și mai convingători pentru că le-au adăugat niște, nu știu, le-au adăugat mai multă inteligență artificială și acum se bat cu zombii și par mult mai reali supraviețuitorii cu care mă întâlniți prin păduri și prin locuri de-astea. Dar ăștia sunt playeri reali și puteți să vorbiți cu ei, puteți să interacționați. Nu știu ce e asta, care e faza. Ok, ăsta e, am înțeles. Chat, blacklist, ok, putem să punem. Oh shit, nu, on mute, ok. Puteți să-i puneți pe mute, puteți să faceți o grămadă de chestii pe aici. De fapt nu chiar o grămadă, e puțin cam sec așa. Dar ar fi trebuit să primesc un quest undeva, dar nu știu exact unde. Și da, ăsta e începutul multiplayer-ului. Nu vă așteptați la prea multe pentru că e doar test pentru server. Și aparent e nevoie de testul ăsta pentru că a picat serverul în timp ce încercam să mă conectez și a trebuit să dau restart și chestii. Dar nu știu de unde mi-au quest. Deci chiar nu știu, în zona aia nu prea am văzut să pot să-mi iau quest de undeva. Dar în principiu așa arată multiplayer-ul. Vreau să mă întorc înapoi să văd dacă nu cumva trebuie să iau quest de aici și apoi să mă duc în sector, dar nu știu exact cum funcționează. Și am înțeles că după ce termin quest-ul, reward-ul este undeva la o oră de șansă în plus, de fapt nu, șansă de critică pe arme. Ok, de aici, da, bine, am înțeles. Deci de aici luăm quest-ul, după care ne ducem în sector și putem să terminăm quest-ul și o să primim bonusul ăla. Ok, pe atunci hai să terminăm quest-ul, să vedem exact despre ce e vorba și cam ce trebuie să facem. Din câte știu eu, trebuie să culeg niște chestii. Ați văzut că sunt multe chestii pe acolo pe jos, niște anomalii sau ceva de genul ăsta, nu știu exact ce sunt. Zic anomalii pentru că destinația, vedeți? Se vede. Destinația asta unde sunt eu acum se numește Cluster of Anomalies. Deci presupun că alea de pe jos sunt anomalii. Și uitați că acum a intrat direct, s-a conectat automat. N-am mai trebuit să aștept o grămadă, nu știu, poate a fost doar o eroare, poate l-a picat serverul, nu știu, oricum ar fi, e bine că pot să intru BK Break, Outgrow și Torn, dar nu știu ce sunt chestiile astea, nu știu cum le iau, nu știu cum arată, că ar trebui să-mi dau seama pe hartă, nu? Adică, ok, cred că asta e una dintre, pot să sparg, am înțeles, pot să sparg chestiile când calc pe ele, foarte tare. Ok, care dintre ele e chestia asta? Ok, asta e Torn. Am înțeles. Bun. Și trebuie să facem rost de toate chestiile astea. Sunt curios ce o să primesc după ce fac rost de toate. Mamă, îmi place că pot să strivesc totul cu armura asta gigantică. E foarte, foarte tare. Ok, și chestiile astea nu puteam să le colectez înainte, dar nu știu exact ce face. Cred că doar le colectează pentru ceva mostre sau chestii de genul. Nu știu exact cum funcționează. Nu are un story, nu are prea multe detalii despre ce se întâmplă de fapt aici. Știu doar că e serverul de test. Și din nou spun chestia asta a nu știu câta oară. Nu vă grăbiți cu intratul în sector, pentru că nu merită, pur și simplu nu e foarte, foarte scump și sunt destul de sigur că o să devină foarte ieftin după ce o să nerfeze rețeta. Adică probabil o să coste doar un singur electronic circuit sau ceva de genul ăsta după ce o să primească nerf. Pentru că momentan e foarte scump, e doar de testare și au făcut așa de scumpă ca să nu se adune toată lumea aici. Pentru că imaginați-vă cum ar fi dacă toți playerii ar avea acces la zona asta. Gândiți-vă că serverele ar pica instant, pentru că e, nu știu exact cum arată serverele lor în momentul de față, dar nu cred că sunt foarte mari. Dar curând o să fie, pur și simplu, o să implementez mai multe chestii. Ok, hai să terminăm quest-ul, presupun. Ok, și mai trebuie să găsim un singur cu gri pe hartă și din ce am remarcat eu, chestiile astea cresc pur și simplu, adică dacă aș sta fix în zona asta, odată și odată tot ar crește încă unul și uitați, tipul ăsta caută și el exact același lucru, sunt destul de sigur că și el caută exact același lucru pentru că exact când mi-a crescut chestia asta, pentru că nu știu dacă, mă rog, am dat cu bantă repede înainte probabil, dar fix când eram lângă ea mi-a crescut o de asta și am cules-o și exact atunci a venit și el și cred că pur și simplu i-am furat planta aia. Nu știu dacă sunt plante, anomalii, nu știu exact cum se le numesc, dar ideea e că astea tot cresc aici și momentan nu e niciuna crescută, deci presupun că trebuie să așteptăm. Nu sunt prea multe chestii de făcut, după cum vedeți, nu prea poți să faci multe chestii în sectorul 7, dar asta nu e tocmai rentabil să faci treaba asta. Nu știu exact care este bonusul, deci v-am zis, e, din câte știu eu, ăsta este bonusul, de fapt șansa de critică.
pe arme, ceea ce, nu știu, a mai fost odată în joc, a mai fost la eventul de Crăciun, dacă nu mă înșel, era ceva o brioșă sau un... Era un item, în orice caz, care îți dădea șansă de critică pentru... pentru arme și știu că era, nu știu dacă de Crăciun sau de anul nou sau nu mai știu exact, era un event care îți dădea o chestie de asta. Dar oricum, e destul de boring aici, bine, o să mai adauge chestii, nu știu dacă asta este, cum să zic eu, prioritatea lor, sectorul 7, pentru că nu sunt foarte multe persoane care au acces și nici nu vor să dea acces foarte multor persoane pentru sectorul 7. E doar, din nou, e doar pentru test, ok, bun, hai că am mai crescut încă una și cred că am făcut rost de toate. Ok, asta e ultima, ultima chestie care ne mai trebuie. Și... ok, quest-ul e gata, probabil trebuie să ne întoarcem înapoi. Am 8, 6, 4, bun, le avem pe toate. Cred că trebuie să ne întoarcem înapoi și să ne luăm reward-ul sau ceva de genul ăsta. Nu știu exact cum funcționează, o să vedem împreună, pentru că e prima dată aici, din nou, e... N-am mai fost niciodată în sectorul ăsta, am mai văzut câteva videoclipuri, dar n-am vrut să mă uit foarte mult, pentru că am vrut să fie... să descoper singur chestiile astea, pur și simplu. Ok, ne întoarcem înapoi la zid, run, rămâne și fără energie, dar nu-i problemă, o să dăm câțiva bănuți și ne reîncărcăm energia. Și alte chestii pe care vreau să mai facem astăzi, am uitat să vă spun la, sau nu știu dacă v-am spus la început de episod, vreau să deschidem și cutiile din bunker, o să deschidem cutia verde, portocalie și roșie, o să le deschidem pe toate. Bunkerul este deja deschis pentru că am început de aseară și am zis că, na, să deschid unde aici, aici, vreau să pun. Ok, completed 3 din 3, finish și buff activated, chance to inflict critical damage with firearms. Ok, nu știu pentru cât timp e activ. Cred că putem să vedem. De fapt, nu, după ce îmi dau jos armura, cred că putem să vedem cât mai avem din... Ah, ok. Mă, putea să bage cât de cât o animație pentru treaba asta. Mamă, ce repede mă mișc acum. Am impresia că sunt Speedy Gonzales sau ceva cu de când am dat armura jos. Ok, și hai să vedem cât mă ține buff-ul. Ok, mă ține o oră. Chance to inflict critical damage with firearms. Să zicem că e... Da, nu știu ce să zic, nu, în niciun caz nu merită, frate, adică, pe bune, am dat toate chestiile alea, am dat 5 electronic circuit, 10 steel plate și restul, hai să zicem că nu sunt chiar așa de, na, și totuși 20 de copper bar. Și aia e o chestie, dar nu merită, nu merită, pentru o oră de buff, mai ales că trebuie să faci misiunea și toate chestiile astea, nu prea merită. O să dăm direct bănuți, nu mă interesează reclame și chestii. Vreau să mergem acasă, upgradăm puțin din casă, cam asta a fost cu multiplayer-ul, cam ăsta este și o să mai vin cu update-uri când o să se mai bage update-uri, pentru că momentan nu prea e nimic de făcut, e doar chestia aia și poți să te întâlnești cu alți player și mi se pare foarte tare și din ce am observat eu, e un server comun acolo, adică e, nu știu dacă contează serverul pe care ești, eu personal sunt pe serverul 1, probabil mulți dintre voi mă întrebați chestia asta. Sunt pe serverul 1, nu știu dacă chiar contează, pentru că chestia era un mimic la început, pentru că nu exista servere, pentru că jocul nu era online, dar acum că e online, poate chiar contează pe ce server ești, nu știu exact ce să zic. Om trăi și om vedea. Bun, vreau să mai fac? Vreau să fac încă un weapon stand de ăsta, vreau să upgradez și puțin casa. Ok, pentru asta ne trebuie toate materialele de aici, o să luăm așa, trebuie să păstrăm 10 pentru weapon stand. Ce mai am nevoie? Mai am nevoie parcă de ball bearing, nu mai știu exact. Chestia asta s-a adăugat în update-ul 1.8.1, adică ultimul, fix update-ul pe care sunt acum. 15 metal plate, 10, 20, ok, am înțeles, am înțeles. Nu e foarte scump, bine, e cam inutil, dar mie îmi place foarte mult, pur și simplu, cam multe chestii. Ca să le zic așa, cosmetice sunt extrem de inutile în jocul ăsta, cum ar fi vopsitul chesturilor și de fapt asta chiar te încurcă, pentru că atunci când o să vină riderii peste mine, o să știi exact pe unde am chestiile, pentru că chestiile cu mâncare sunt, chesturile cu mâncare sunt portocalii, cele cu materiale sunt albastre, cele cu, mă rog, și tot așa. Ideea e că nu știu dacă e o idee bună să le țin vopsite sau poate ar trebui să le mai amestec între ele sau ceva de genul ăsta, nu știu exact cum să fac. O să mă mai gândesc și o să-i dau eu de capăt. Ok, ce ne mai trebuie? Ne mai trebuie wire, 10 parcă. Și o să vă arăt imediat ce vreau să fac cu chestia asta. Ați văzut că acolo am deja un weapon stand, dar e plin cu arme melee, pentru că ăla vreau să fie un stand cu arme melee. Și vreau să fac încă un stand plin de arme de foc, pe care o să-l țin în camera cu arme, în cea mai importantă cameră. Presupun că aia ar fi cea mai importantă cameră, nu știu exact. Niște metal plate, ok, avem niște metal plate aici. Fix 15, let's go și hai să-l facem. Craft. Ok, ce altceva vreau să mai fac înainte să-l pun jos? Vreau să scot chestul ăsta. Ok, chestul ăsta este plin de arme melee și vreau să-l pun, nu știu, cred că aici e perfect, adică nu știu. Deci n-ar merge pe ăsta, vreau să-l mut de aici aici. Ok, bun, și avem 3 chesturi gigantice de astea de nu mai știu exact câte spații au, dar au foarte multe spații. Și vreau să pun weapon stand-ul aici.
Și nu știu exact ce arme o să pun pe el. Pe weapon stand-ul ăsta am reușit să pun... Îmi place care și luminițe, i-am pus și baterii, mai durează încă 8 ore. O baterie vă ține 24 de ore, asta e foarte tare, adică nu consumă foarte mult. Bine, sunt doar beculețe, deci nu ar fi ok să consume foarte mult. Nici nu fac prea multă, adică ar trebui să facă puțin mai multă lumină, zic eu, nu știu ce să zic. Cred că ar trebui să lumineze și de jos sau ceva, nu știu exact. Oricum, presupun că o să se mai modifice chestiile între timp. Dar aici vreau să țin armele melee și aici vreau să țin armele de foc. Nu știu exact ce arme o să pun. O să mă joc eu puțin cu ele. Momentan o să las un AK full modificat. O să pun și scarul, pentru că teoretic astea sunt cele mai rare. Vreau să pun și un minigun și poate și un PSS. Astea teoretic ar fi cele mai rare. Astea două sunt cam egale în sensul de damage per second. Scarul nu știu exact ce întrebuințare are. E o armă foarte ciudată și nu înțeleg sincer rostul în joc, pentru că e foarte rară și nu e chiar așa de bună. Și miniganul e minigun, care e mega rar și mă rog. Punem miniganul jos, ăsta o să-l punem chiar primul, ăsta al doilea și AK-ul deasupra la minigun. Și bam, avem un super, un super weapon stand. Și hai să punem și o baterie să mă țină 24 de ore. Bine, nu știu dacă o să mai pun în continuare baterii, oricum am o tonă de baterii, pentru că eu salvez toate resursele, chiar dacă nu au încă trebuințare în joc. Mulți dintre voi ați zis că nu aveți ball bearing, nu aveți becuri, nu aveți baterii, nu aveți o grămadă de chestii, pentru că ați zis că nu le luați pentru că sunt inutile. Eu am luat tot ce era inutil și acum sunt plin de chestii inutile, dar încet încet se găsește o utilitate pentru toate, așa că na. Acum am weapon stand și mulți dintre voi știu că n-aveți. Chiar îmi pare rău pentru voi, dar nu sunt chiar așa de greu de găsit chestiile. În principal, oak-ul e cel mai scump, ca să zic așa, dintre toate chestiile alea, pentru că restul se găsesc cam peste tot. Nu trebuie să te duci într-o locație anume ca să, cum zice, ca să găsești chestiile respective. Ok, bun, hai să luăm și niște piatră și cred că putem să ne apucăm să upgradăm câțiva pereți. Nu știu exact care pereți. Altă chestie, nu știu exact cum se dă zoom. Nu cred că pot să dau zoom, sincer, sau stai să văd. Oh, ba da, pot să dau zoom, nice. Deci chestia asta trebuie adăugată de la început de joc. E incredibil cât de mult am putut să duc lipsa la un buton, la o chestie de zoom, frate. Mereu mi-am dorit să pot să dau zoom, pentru că e oribil că nu pot să-mi văd casa de sus, dar acum se poate. Nu știu cât de mult pot să dau zoom, e perfect. Deci mai mult de atâta nici nu cred că am nevoie. Și arată foarte bine, pentru că pot să-mi dau seama exact, pot să văd un plan al casei, pot să văd mai multe chestii, așa, e mult mai bine. Ok, building și hai să upgradăm, nici nu știu care ziduri. Stai că... Oh, stai că mai întâi am nevoie de ziduri de level 2. Da, am uitat de chestia asta. Bun, hai să facem și zidurile de level 2 înainte. Nu știu exact care pereți vor rămâne, pentru că probabil o să mai modific ceva prin bază. Dar treaba e că după ce fac un zid de level 3, nu prea vreau să-l mai distrug ever, ok? Pentru că e foarte scump să fac un zid de level 3. Așa că o să upgradez mai întâi pereții care sigur vor rămâne acolo. Și sunt destul de sigur că partea asta de bază o să rămână aici orice ar fi. Chestia asta vreau să rămână pur și simplu. Așa că o să mă apuc să upgradez chestia asta, după care o să mă mut pe partea asta și după care o să văd eu ce mai modific, ce mai upgradez, ce mai chestii. Ok, ăsta, mamă, costă foarte mult lemn. Nu știu pentru câți pereți mi-ar ajunge toată treaba asta. Hai să mai luăm puțin lemn de aici. Am consumat, se duc foarte, foarte repede resursele, pur și simplu upgradând pereții, pentru că e extrem de scump, e insane de scump, pur și simplu. Aici mai vreau să dau un upgrade și cred că și aici. Nu știu dacă camera asta, sincer camera asta aș lăsa-o fără, fără peretele ăsta. Nu știu exact, mai întâi să upgradez câțiva pereți. O să-l upgradez pe ăsta. Ce? De ce nu mă lasă? What? Really? Ok, am înțeles. Ne trebuie mai întâi un floor de level 3, come on. Ok, hai să continuăm podeaua de level 3 până pe undeva pe aici. Costă mult metal. Deja am terminat un stack de metal și un stack de... și un stack jumate de piatră, de fapt. Ok, și acum putem să-i upgradăm pe ăștia, da, pentru că avem perete de level 3 lângă. Asta îmi place, că nu trebuie să-i fac pe toate părțile ca să pot să-i upgradez la level 3. Ok, și pe partea asta, bine, pe partea asta trebuie să mai upgradez. De fapt, nu, cred că o să upgradez mai întâi podeaua. Aici și aici. Bine, când o să am și piatră. Mamă, cum se duc resursele, frate, pentru... Am apucat să fac doar 2 pereți, atât. E tot ce am reușit să fac, 2 fucking pereți. Ok, hai să mai luăm niște piatră prelucrată. Am început să rămân și fără asta, din simplu motiv că am uitat să mai pun... Bine, nu, cred că mai am destul totuși. Am uitat să mai pun la făcut, efectiv, la prelucrat. Ok, hai să upgradăm pereții. Stai că pot să dau zoom, dar nu sunt obișnuit să dau... Chiar nu sunt obișnuit cu mecanica asta de zoom. Deși am așteptat-o foarte mult, acum nu e destul de greu să mă obișnuiesc cu ea, pentru că e nouă pentru mine. Ok, și nu știu unde să mai upgradăm ce și cum. V-am zis, nu știu dacă peretele ăsta o să rămână aici, dar totuși aș face un upgrade, adică pereți în plus nu cred că au fost vreodată
o problemă. Ok, nu mai am metal, pentru vreau să fac și zidul ăla și nu știu dacă mai avem, da, mai avem de încă un zid și cam atât. Ok, stai să mâncăm ceva. Cred că ne mai ajunge de un singur zid, sau de fapt de, teoretic de 3 ziduri, nu știu exact cum ar veni, pentru că ușile costă puțin mai mult. Și ăsta e tot metalul meu. Ok, ok, am înțeles, am înțeles cum stă treaba. Vreau să fac aici încă un level și aici încă un level, ok, și avem două podele și acum putem să upgradăm și pereții ăștia. Pe ăștia pot să-i fac, nu, mai trebuie piatră prelucrată, ok, am înțeles. Am înțeles, cât, du-te vino frate, cât du-te vino pentru niște pereți. Ok, dar s-a cam terminat pentru că nu prea mai am ce să fac, nu prea mai am materiale și am farmat foarte, foarte mult pentru oakwood-ul ăsta. Sincer, e puțin cam, nu știu, nu e tocmai balanced, multe chestii mi se par foarte, foarte, nu știu, ne... unbalanced, nu știu exact care e, cum să traduc asta în română. Ok, 25, ne mai trebuie niște lemn prelucrat, luăm și puțin de ăsta și terminăm și ultimul perete și cred că suntem cam gata, după care o să mergem la bunker și deschidem toate cutiile alea să vedem dacă ne pică ceva șmecher înăuntru. Sper să dăm de un jackpot, treaba e că tichetele le am deja acasă și da, mi-am luat chestiile de la bunker, nu știu cât de pe bune e, foarte mulți dintre voi mi-ați zis, racul, ia-ți chestiile de la bunker pentru că o să se dea, o să vină rideri acolo și o să te fure și chestii. Momentan încă nu s-a întâmplat, eu încă cred că e o farsă de la Kefir. Ghiciți ce, avem nevoie de piatră prelucrată. Eu încă cred că e o farsă de la Kefir pentru că a venit fix de 1 aprilie și mi se pare foarte dubios, știi, toată treaba asta, plus că nu mi se pare corect să te fure de la bunker pentru că acolo e... I don't know, eu nu prea cred că o să se întâmple prea curând treaba asta. Poate o să se întâmple la un moment dat, poate o să poți să fii raidat și la bunker, dar momentan nu cred că e posibil. Așa că am lăsat în principal armuri acolo, arme niciun caz, nu mai e nicio armă la bunker, toate sunt acasă. Ok, și am terminat cu toți pereții. Yay! Bun, hai să lăsăm toate chestiile. Nu știu exact unde o să le lăsăm. De fapt, cred că știu. O să le lăsăm fix de unde luăm tichetele, pentru că vreau să le iau pe toate. Și am pierdut toate tichetele portocalii de la bunker. Știți că am rămas cu câteva tichete acolo. Da, treaba e că le-am pierdut din cauza că s-a închis bunkerul și am uitat pur și simplu să le iau. Și dacă mă întrebați de ce am de-asta la mine în loc de apă sau chestii, e pentru că vreau să mai fac puțină ordine în inventar. Și pe astea le-am făcut, mi se pare că le-am de la început de joc, când nu știam exact care e faza cu ele. Și faza cu ele e că îți dau apă pur și simplu, adică în caz că rămâi fără apă, dar nu știu cum se poate întâmpla chestia asta, să rămâi fără apă. Dar dacă cumva se întâmplă, poți să faci din berries. Poți să faci câteva... ce vine după mine? Am înțeles. Bun, putem să mergem la bunker. Știu sigur că am tichete verzi acolo, deci nu o să fie o problemă tichetele verzi. Avem toate tichetele de care avem nevoie, deci putem să deschidem toate chestiile astea. O să rămân cu destul de puține etichete roșii, o să mai rămân cu 19 etichete roșii, dar nu am terminat nici măcar primul floor de la bunker, doar am deschis bunkerul și am terminat puțin pe acolo ce se putea termina, fără arme, pentru că am venit fără arme, am zis hai să termin tot cu arme melee, după care o să mă mai duc, o să mă duc în continuare și o să termin bunkerul, chestia asta o să o fac off-camera. Adică nu o să filmez, nu o să aveți pe episod chestia asta, dar aveți cutiile, pentru că astea sunt de fapt cele mai importante, practic reward-ul după tot bunkerul. Și hai să vedem ce avem. În prima cutie avem, presupun că... Ok, o grămadă de mâncare, engine part. Holy shit, cred că asta e cea mai bună cutie verde de până acum. Adică am mai multă mâncare ca de obicei, am benzină, ceea ce nu găsești mereu, am un engine part pe care nu-l găsești mereu, ceva metal în plus, aluminium wire, destul de mult heal, ok, foarte, foarte bine ce e în prima cutie. Hai să vedem dacă și a doua e la fel de nou. What the f- dude, holy shit. Ok, două AK-uri, armură, mă, e super, ok, e super. Asta cred că e printre cele mai norocoase cutii verzi, pentru că cam asta e maximul care poate să spice. Adică nu știu dacă ce ar putea să spice mai mult de AK, probabil AK-uri modified, dar mă interesează mai mult AK-urile nemodified, pentru că foarte curând o să pot să le modific eu singur și aș prefera AK-uri nemodificate, deci mă bucură foarte mult ce a picat aici. Vopsea multă benzină, ok, foarte, foarte tare, da, e din nou, cred că cea mai, nu... neapărat cea mai, nu știu, cred că am avut, probabil am avut ceva și mai bun în cutia verde, dar nu mi-amintesc eu exact, dar în principal e cam cea mai bună cutie verde și hai să vedem cutia roșie. Gas tank? Nu, oricum n-am ce să fac cu gas tank, dar niște C4, nu? Nimic? Oh, shit. E ok, avem un extended mag, e personal, e atașamentul meu preferat, mai ales pentru AK, pentru că nu am nevoie de collimator sight în niciun, de fapt, aș avea nevoie de laser sight, dar collimator sight nu mă interesează foarte mult. Și silencer, momentan n-am acceptat riderii, deci nu prea am ce să fac cu silencerul, nu prea mă ajută cu nimic. Ce altceva mai avem? Benzina, avem o grămadă de chestii foarte bune aici.
Chiar e destul de jackpot ce mi-a picat. Bine, aș fi preferat o armură de SWAT. Sincer, aia e chestia pe care o caut eu cel mai mult. Acolo îmi dau seama dacă am avut noroc sau nu, pentru că e diferență destul de mare în materie de materiale pe care le folosești ca să-ți faci o armură de SWAT versus o armură military. Pentru că acum armura de SWAT costă și steel plate, da? Care steel plate-ul e foarte rar, ca să zic așa. Mă rog, cam astea au fost cu cutiile. Am rămas cu destul de puține etichete roșii, mai am 19 etichete roșii, dar nu vă faceți griji pentru că mai am determinat bunkerul, unul la mână. N-am terminat nici primul floor, mi se pare că am omorât doar 2 sau maxim 3 Frenzy Giant pe tot bunkerul și am folosit doar glitch-ul, da, pentru că, nu știu, dacă când o să-l învăț și eu cum trebuie, când o să învăț să-l fac cum trebuie, o să vi-l arăt și vouă, dar momentan nu sunt expert în el, așa că nu, cei care nu știți despre ce e vorba, atunci mai așteptați, pentru că probabil o să vină un video și o să vă explic cum funcționează. Dar, da, fraților, cam asta a fost cu episodul ăsta. Ați văzut multiplayer-ul, ați văzut weapon stand-ul din nou update, ați văzut cum am upgradat casa, ați văzut cum am deschis 4 cutii la bunker. Nu uitați de butonul de like dacă v-a plăcut măcar una din toate chestiile astea. Da, cam asta a fost cu episodul, cam atât de zis. Sper că v-a plăcut, eu am fost Racu și Nata Tare. Peace.